cu jocul în sine. Păstrează doar o formă. Înțelegi? Dar un mediu propice, acolo unde se pot desface. Nici ele nu se cunosc. Se vor descoperi pe ele, în sine, odată cu mediul în care vor fi prins. Ce înseamnă mediu? Păi iau de la mătorăreasă, doctoriță, ministră, avocată, mansoniță. Deci sunt nivele, Robert, de mediu. Înțelegi? Până jos natura, la pălătoare de patru prezii. Până și muncetorească. Bineînțeles. Dar nu uita că natura este aceeași. Și coincide cu raporturile de dorință de a se spune ce? Libertate. Care este îngrădită de ce? Datorie, bani, stilul de gândire care îl are. Și toate astea îi pune o îngrădire. Îi oponează valorile de a se spune bucuria libertății. Așa că femeia este un nufăr, poți să spui, care se deschide în ape multe, mă. Ce înseamnă ape multe? Ape multe, stai să-ți traduc. Adică stări multiple sufletești. Când are melanconie, când are pădrat cu ea, când iubește, când se nepunește, Roberte, când nu mai știi ce vrea. Poți să-i faci pe orice. Se aduce în pat și libertate, se aduce în pat și bani folos, ziapa. Ea caută, e mereu într-o căutătoare, de la baba de 80 de ani până la aia de 14 ani. Să-mi trăi în cele nimic. Nu e mediu, uite-te la calități. Baba îmi zică, pictorică și-a tras-o cu nea Ionică de 25 de ani. Mamă, cu rămâne cu violul, mamă, mamă, auleu, m-a violat, mamă, mi-a adus aminte de tineret. Așa că rămâi tare. Și dacă pleci în Olanda, mai fă semnul crucii de 2-3 ori, înțelegi? Că olandezii sunt libertini, noi suntem ortodoși, spălați pe creier. Cu popi în barbă care spovedește alea bune de trâțe, când se așează în genunchi și are vise erotice cu nevastă sau și o urăște că nu e aia care a spovedit. Păcat. Ia, dacă așa e natura, poți să-l judeci? Nu, iubește-l, iartă-l. Fie tu un erou. Așa că iată, odată cu descoperirea și cu conceptele care ți s-a dat, oamenii te vor vede puțin ciudat. Să nu te facă nebun. De ce? Că vii cu adevărul, mă. Când vrei să primești o femeie sau să o privești o femeie în ochi, să nu-i spui niciodată adevărul. Mint-o și spune ce vrea să audă. De ce? Chiar ea să complace în minciună. Dacă îi spui un adevăr, ea le apă invers, îl bagă minciună. Așa este natura. Natura. Poți să schimbi natura unui leu care ucide? Poți să schimbi natura unui leu care ucide? Nu. De ce? Pentru că leul când ucide, e făcut de milenii să ucide. Dar cum o ucide? Elegant, frumos. Ca să trăiască, să-și reguleze leoaici. Așa că în sistemul ăsta piramidal, e oameni care le ucidem. Prin ce te ucizi, mă? Imoralitate, moralitate, scrupule, valori, care ți le bagi aici, în cap și apoi în comportament. Deschideți mintea, comportamentul tău. Fii om inteligent. Poți să dresezi un leu, dar tot te ucide. Dar cum dresezi un leu? Dă frică. Ce înseamnă frica? Păi frica de lege, frica de sistem, frica de alte valori. Dar ia de un mediu propice să-și aducă aminte de ce este el în origine. Va face ce a fost educat de dresor, 20 de ani. Așa că, iată, nu te impresiona când vezi femei cheloase, mieloase la față și triste, cu sufletul și delăsate. Sunt cele mai, nocive fiare care ucide elegant sub masca jocului. Ai văzut o piesă de Shakespeare? Orice femeie joacă o piesă de teatru, dar ea care nu e cu piesa în sine, e foarte transparentă. Când ți-o băga ceva, o femeie în cap, tu să nu te lași impresionat. Robert, du-te dincolo de ce-ți vorbește ea. Când va spune nu, e da, mă. Și invers, când zice da, e tot da. Crede-mă. Am experimentat. Am trecut prin viața asta. Fii puternic. A dracu Mirela a plecat în Olanda. S-a dus la cules cuci, puci. Și o iubesc, dubuștuți, o iubesc. Țin la ea și o înțelegi, când vine frumoasa mea, iubirea mea. Înțelegi? Și poate ea acum e în pat cu unul și o să hârjine. Să hârjine că, să hârjine că am hârjinit eu mai puțin. Așa că ești tinerel, ești puternic și luptă cu viața. Luptă să trăiești. Dă-te, bă, dă-i loc, domnit, să treacă. E Vlavioa, de 4 ori a făcut în cruci. Odată pe lângă biserică, odată pe lângă biserică și odată ce m-a auzit. E Vlavioasă. Robert, e nevoie de o portavoce de aia mare, mai înveți de liștul, autobuz. Da, mă, n-ai ce refacem, asta e iată. Că lucrează lumea. Așa că... 100 de euro merită o deferire după muncă. Ele sunt niște feminități și noi suntem niște animăluțe foarte evoluate, care... Ținem doar de frică, de frica piciului. Suntem
concis să stăm în echilibru. Chestia n-a picat biciul, legea, justiția, chestia. Dar oamenii s-ar da în capul ăla, ar face rău, crede-mă. Rămâi tare, Robert. Rămâi tare și iubește tot ce îți pică în plasă. Ai văzut pești în plasă? Nu știu cum îți pică. O bibancă, o peștoaică, o asta. Bază! Prinde! Nu mai sta așa că trece viața pe lângă tine. Profită de tot ce îți dă viața. Fii puternic. Ca să poți să ai de câștigat. Din cele spuse și auzite, trage concluzia. Cântărește și vezi unde te găsești și unde ți-e locul ție mai bun. Unde ți-e locul ție mai bun, unde crezi că te poți regăsi. Omul și loc, regăsește-te acolo unde ți-e dat. Pentru că, în rest, ai de pierdut pe pielea ta. Lasă melanconiile, softurile și vrăjele, că nu zice nicăieri. O să vezi viața ta pe pielea ta. În iubirile care o să le cunoști. Mai devreme sau mai târziu. Hai!